Bună seara, doamnelor și domnilor! Întâlnirea în această seară ne va duce în concurs interactiv 5 trăsniți care spun lucruri trăsnite. Dar să nu mă lungim vorba și să primim cu aplauze pe primul invitat. Vă voi da acum câteva indicii să văd dacă vă dați seama despre cine este vorba. A fost tunsă, a fost bătută, a fost expusă de la intradicea de la Mamaia. Cine este? Naomi! Aplauze dumneavoastră! Naomi! Concurentă este sexy și rea, femeia balenă cu suflet de bărbat, aspirat la concursul Eurovision din 2010. Nimeni alta decât Nikita din Romane! Inegalabilul Adrian Minume! Pilul și conflictele neîncetate dintre ea și mama ei. În aplauzele dumneavoastră, Oana Zăvăranu! Ultima concurentă a fost răpită la Antena 1 și găsită la OTV, regina necoronată a OTV-ului. Nimeni alta decât Magda Ciumac! Haideți să ne liniștim și să începem concursul. Mulțumim frumos!
Întrebare numărul 3. Întrebare numărul 3. Nichita, câte kilograme înseamnă 3 litri de apă? Băi, după părerea mea, 3 kilograme de apă ar însemna 3 litri, nu? Sau un butoi? Într-adevăr, un butoi cu apă. Întrebarea numărul 4. Oana, cum este zebra? Albă cu dulnele sau neagră cu dulgeate? Măi, Virgile, mă jucnești cum vezi că zebra are și galbe, dar dacă nu știu... Într-adevăr, se observă. Întrebarea numărul 5. Domnule Unde, câți dinți are crocodilul? Păi, 2 de aur, 7 de argint și restul de lapte. Păi, nu, mă, șefu! O, răspuns corect! Întrebarea numărul 8. Magda, de ce au negri buzele mari? Mai Virgil, chiar nu ți-ai dat seama? Seamănă cu zăvoranca! Se pare că o să punem punct aceste întâlniri, pentru că, după cum observați, e prea mare agitație între invitați. Le mulțumim și haideți să mai vă rog de mult o dată.